Bună tuturor! O nouă sesiune în seara aceasta, așa cum putem vedea cu partaj de ecran, imediat vom distribui. Am început o serie interesantă. Unele dintre ele le putem face în direct, depinde de timpul alocat pentru fiecare. Și anume, aceasta este seria respectivă. Îl puteți găsi la secțiunea în direct, da? Studiu pe altcoin. Deci am avut această parte. Studiul de altcoin, partea 1, în care am avut un număr interesant de criptomonede, putem vedea aici, BSW Coin, da? Apoi ROS, un 1 inch, XEC, SLK, CSPR, DGB, MBL, PERP, MOB, BITGERT, Biconomy, da? Altcoins. Reamintim încă o dată, intenția noastră este ca să putem descoperi ce este mai ce poate fi avea potențial mai interesant în ceea ce putem regăsi în lumea asta de criptomonede și să explicăm fiecare în parte. Totodată reamintim că conținutul furnizat pe acest canal, pe site-urile cu hyperlink-uri și așa mai departe, în primul rând, sunt doar pentru informarea dumneavoastră, da? La nivel general, orice altceva doriți să aflați, obținut din surse terțe și, bineînțeles, bazându-ne pe platformele CoinMarketCap și tot ceea ce ne este oferit, bineînțeles, și tot ceea ce ne este distribuit pe mai departe. Nici o parte a conținutului pe care îl furnizăm nu constituie consultanță financiară, consultanță juridică sau orice altă formă de consultanță. Un alt aspect foarte important este că avem propria noastră platformă, Digital Club United, în care puteți să vă alăturați pentru cursurile în care putem învăța zilnic din ce în ce mai multe aspecte pozitive legate de această lume de criptomonede. Un alt video interesant ce a fost făcut de curând a fost acesta, se dă startul sau restartul, tu ce faci în această perioadă, da? Cum ne poziționăm. Și avem și această opțiune de comunitate. Da? Comunitate, uneori lasă anumite mesaje, anumite postări interesante. De exemplu, dacă din majoritatea criptomonedelor ce le deții în prezent ești pe verde, înseamnă că ești la locul potrivit, la momentul potrivit. Chiar mai mult vei fi de neoprit pentru ceea ce va urma, ori 10, X10, X100, X1000, X10000 pe termen lung, desigur. Sau considerați că Web 3.0 este un potențial ce va schimba viața bine din punct de vedere financiar, dar totul depinde de noi. Așadar, puteți interacționa în toate aceste sensuri și să verificați și la secțiunea comunitate. Vă puteți abona, puteți să lăsați un like și, bineînțeles, distribuiți cu contactul dumneavoastră, întotdeauna poate ajuta pe multe, multe alte persoane. Deci, 100% suntem focusați pe tot ce este legat de cripto și acum vom relua anumite comentarii, că, așa cum am zis, în funcție de cum persoanele respective integrează și propun anumite criptomonede, noi putem să verificăm și să le comentăm, să le studiem în mare parte. În prima fază, voi verifica, vă reamintesc încă un lucru, în cadrul fiecărui CryptoBox avem o distribuire, în fiecărui live avem o distribuire de cel puțin un CryptoBox. Da? Îl puteți vedea aici, ca exemplu, da? A fost distribuit aici un CryptoBox. Se vede aici, da? La ora aceasta, posibil să mai fie încă o oră, să mai fie disponibil, era distribuit cu 50 de persoane, primele 50 ce deschid acest CryptoBox pot să se conecteze, să obțină criptomonedele respective din distribuirea lor. Bun, voiam să verific, între timp erau câteva care încă nu am reușit încă de ieri seară să le facem pe mai departe. Am rămas aici de la Dana și nici la Margareta Rușu, dar nu cred că ne-am uitat la BTTC și apoi luăm și celelalte propuse mai departe de Dana și apoi continuăm cu următoarea sesiune. Deci BTTC, voi deschide imediat, te deschide în CoinMarketCap, așa cum am zis pentru unii, sau la fel de bine putem pregăti pentru deschide cu CoinGecko. Uneori e bine să le avem pe amândouă. Deci, BTT. Notăm aici imediat.
Acum el este sub forma BTT, BTTC, depinde cum este, este versiunea nouă, este pe Tron, pe blockchain-ul Tron. Putem deschide aici să vedem despre ce este vorba în detalii, așa cum am zis, ne uităm la numărul de urmăritori, ne putem uita la câte sunt în circulație față de câte sunt distribuite. Avem aici, da, de ordinul 990 de miliarde, da? Deci 3 de 0, aici avem suta de milioane, suta de miliarde, 100 de miliarde și avem aici 990 de mii, 990 de mii, 20, 990 de mii de sute de miliarde, 90 de mii de miliarde, da, 990 de mii de miliarde și avem 951 de mii de miliarde distribuite sau 951 de triliarde, dacă se spune așa. Bun. Ok, ca și grafic, în momentul când a fost lansat în 2000, în 2022, în luna ianuarie, deci este foarte recent, așadar rămâne de văzut, mai ales că au fost deja toate în circulație spuse că e interesant. Și mai încă un lucru ce ne uităm aici repede, este această secțiune unde putem vedea față de cum era pe piață până în prezent 78%, 99% de ROI de investisment. Deci aici ne interesează față de cum a fost pe piață până în prezent 76% mai ieftine decât erau. Chiar acest în airdrop noi distribuim BTT-uri. Mai departe, ce este BitTorrent-ul, putem vedea foarte simplu pentru fiecare în parte cum faceți propria căutare, da? Lansat inițial în iunie 2001, BitTorrent, deci are o adevărată istorie în spate, a fost achiziționat de platforma Blockchain Tron. Deci Blockchain Tron a achiziționat această platformă, da? În iulie 2018. De la achiziționarea sa, BitTorrent a adăugat diverse instrumente noi, cu un token de criptomonedă nativ dedicat BTT lansat în februarie 2019, apoi BTT a fost lansat pe propriul blockchain al Tron, folosind standardul TRC-10. Conform literaturii sale oficiale, BitTorrent este în prezent cel mai mare protocol de comunicații P2P descentralizat din lume. Wow, foarte tare! Cine sunt fondatorii? BitTorrent original este creația lui Bram Cohen, un dezvoltator și antreprenor care de atunci a devenit bine cunoscut în arena criptomonedei. Da? Pe domeniul acesta, Cohen a explicat că a proiectat BitTorrent pentru a uzurpa industria de divertisment învechită, ceea ce a făcut ca obținerea de materiale să fie lentă și costisitoare. Platforma a cunoscut mai multe bătălii legale, Cohen susținând că nu încalcă legile drepturilor de autor, permițând utilizarea să partajeze fișiere precum muzică și filme între ei. Vă aduceți aminte cum era pe vremuri partea aceea de distribuire, să descărcați tot felul de fișiere, de aici a plecat. Ce îl face unic? Scopul inițial BitTorrent a fost de a perturba industria de divertisment moștenită și modul în care consumatorii obțin conținut, rețele de distribuție scumpe și ineficiente. Au fost ținta principală, dezvoltatorul original, Bram Cohen, văzând beneficii în a permite utilizatorii de internet să distribuie conținut direct între ei. La începutul anului 2000, a devenit platforma preferată de partajare a fișierelor P2P. Tron a intervenit în 2018. Da? Deci un foarte bun potențial putem vedea și cu tot ceea ce a început. Apoi, prin funcții adăugate, se numără BitTorrent Speed, care utilizează simbolul BTT ca partea operațiunilor sale, s-a ramificat și în servicii plătite, oferind mai multe versiuni premium ale platformei sale, care includ capabilități VPN și navigare fără anunțuri. Ok, haideți să vedem aici, da? Deci aici vedem partea de BitTorrent, propriul lor website și serviciile integrate. O să vedem și aici dacă putem să punem un pic cu versiunea pe română. Bun, conectarea tuturor lanțurilor, blockchain-urilor, fiind o soluție de scalare blockchain lider la nivel mondial, oferă servicii cross-chain, da? Deci interschimbabile, interoperabile între alte blockchain-uri, eterogene, oferind o platformă mai rapidă, mai eficientă din punct de vedere
al costurilor și mai scalabilă pentru dezvoltatorii Web3, da? Deci, e un aspect interesant este că se fac update-uri, se avansează, se lucrează și aceasta poate fi o veste bună. Apoi, un lucru important ce l-am spus este să vedem white paper-ul lor, dacă au un roadmap, cum avansează, cum se poziționează pe mai departe în partea aceasta de integrată cu tehnologia aceasta, da? Mai departe, ce putem noi să vedem? Așa cum am zis, partea de comunitate, ne putem uita ce avem aici, Telegram, eventual dacă îl deschidem, și bineînțeles multe alte. Ia uite, Telegram aici nu este ceva wow nimic, eventual putem căuta să vedem dacă îi vedem pe Twitter, imediat, imediat, dacă îi vedem pe Twitter, aici, ia să vedem. Ca și comunitate integrată. Oricum sunt foarte recenți, uite, 641.000 de urmăritori și ia să vedem la interacțiuni și așa mai departe, medie nu așa de mare, dar în orice moment putem avea surprize cu ei, la timp cât vedem acțiune, mișcare și că continuă să se lucreze pe platformă. Da? Twitter-ul poate fi o bună dovadă de activitatea platformei, pentru că este o metodă prin care ei arată activitățile și ce desfășoară, contracte integrate și așa mai departe. Rezumând pe scurt, da, putem vedea un potențial bunișor pe termen lung, dar toate aceste lucruri depinde de fiecare de noi și potrivit alocării portofoliului nostru, da? Fiecare trebuie să avem un portofoliu, să ne facem calcule de acasă dinainte și în funcție de ce risc poate avea sau nu neapărat risc și parte de retur de investisment pe termen lung, putem vedea cât ne dorim să ne alocăm pe portofelul respectiv. Ca și potențial, e clar, poate fi foarte mare, sunt multe alte platforme ce au făcut minim X10, X100, X1000, dar nimeni nu poate spune exact în cât timp poate să fie de acum încă într-un an de zile, poate să fie în următoarele 6 luni, poate să fie în 2 ani, în 3 ani. Am văzut, de exemplu, Dogecoin ce a parcurs o perioadă de 4 ani, 5 ani, 6 ani, 7 ani, da? Deci toate aceste lucruri depind de la un interval de timp la altul. Acum hai să vedem performanța lui sau prin ce a trecut ultimele 3 luni. Deci vedem partea asta de dip, da? În care deci era undeva așa, deci cu 7.085 la urmă și după care a scăzut la 6.023 și acum a revenit undeva la 7.000 așa, 500 și ceva. Iar apoi aici vedeam pe ultima lună o progresie de la 6.500 așa, 6.557 la 7.400, deci oarecum o revenire. Bun, acum știm că multe criptomonede au fost forțat, umflate în această perioadă, atenție foarte mare. Și ce strategie integrați, în niciun caz nu folosiți speculația în cripto. Speculația în cripto este ca să ne pierdem bani. Noi în cripto trebuie să ne bazăm pe analize fundamentale, anumite analize tehnice, deși nu vom pune foarte mult accent pe acest lucru aici, dar este bine să putem vedea cum se desfășoară lucrurile, prin ce au trecut și cum continuă pe mai departe. Cam atâta legat de BTTC-ul, BitTorrent, da? Bun, hai să luăm un următor altcoin. Am zis Memag. Hai să căutăm Memag. Între timp voi închide aici. Memag. Ok, super. Hai să scriem să vedem despre ce este vorba. Memag. Ok. Recunoaște, nu mi recunoaște. Memag, aici nu găsim nimic extraordinar. Hai să vedem cu CoinGecko.
Memag, văd ceva de Metag, nu Memag, ba, ar fi ceva aici, Memag, dar știu de ce nu ne recunoaște. Memag, ne arată ceva, low liquidity pool. Nu. Ok, trebuie să revii să spui în detalii ce este cu acel Memag, nu mi-l recunoaște aici, din ce văd eu, din ce ai pus tu, Dana. Memag. Ok, mai departe, următorul, win, da, win, hai să vedem, win, yes. Win ar fi acesta, win link, da? Așa. Cât e în circulație? 96%. Deja este un lucru bun. Hai că să vedem despre ce este vorba. Da? Mai departe, este pe blockchain-ul Petron. Vom da, să vedem cât are 200 și ceva de mii un watchlist. Sună bine, clasat pe 285. Apropo, la BTT, ce cât era? Hai să revenim repede înapoi cât era pe ce loc era BTT. Era foarte bine poziționat, dacă mă duc bine aminte, top 100 chiar, 68, foarte fain. Bun, deci sunt cu siguranță altcoin-uri ce pot performa foarte mult de acum încolo, dar trebuie avut și răbdare, dar la fel de bine putem avea surprize și în sens invers pe alocuri. Ok, din 2019 câteva faze interesante, a avut un super pic la un moment dat, o super bună urcare. Avem urcușuri, coborâșuri, hai să vedem un parcurs așa pe ultimele 3 luni și aici vedem. Deci e ceva mișcare, partea asta ce putem vedea. Ok, hai să vedem dacă găsim câteva detalii aici. Câteva detalii aici, bineînțeles vom reveni la site dacă nu găsim mai multe aici. Primul oracol cuprinzător al sistemului Tron, Winlink, integrează pe deplin lumea reală cu spațiul blockchain. Va putea oferi numerele aleatoare, fiabile, imprevizibile, verificabile și va restabili complet încrederea și îmbunătăți experiența utilizatorului prin accesarea datelor, evenimentelor și sistemelor de plată din lumea reală. Echipa Wink a finalizat achiziția justlink.io pe 26 aprilie 2021, așadar devine primul oracol cuprinzător al ecosistemului Tron. Win and token. Ok. Bun. Hai să vedem și mai mult în detalii. Până acum mi-a fost listat pe Binance cu Coin. Acesta este un lucru foarte bun când vedem anumite altcoin-uri când sunt lansate și pe Binance cu Coin. Până noi deja vorbim de bugeturi foarte mari, foarte interesate și cu siguranță poate implica o foarte mare seriozitate, că nu putem găsi chiar așa pe oricine cine să vedem ce face și ce servicii propun. Bun, price service, ok, the first comprehensive oracle of Tron ecosystem. Ce avem aici? Why blockchain real old need oracole? Deci explică partea de oracole integrate sub formă de arhive, le-am putea spune. Integrează Trusted Effortless de servicii și pentru cei ce sunt pe partea de DeFi produse, partea financiară, împrumuturi, managerarea asset-urilor, management assets, foarte tare. Reamintim, white paper-urile sunt importante să ne uităm la ele, despre ce este vorba, în special dacă au și, nu petrece prea mult timp să acesta, în special dacă au și un roadmap, ar putea fi interesant să vedem ce au făcut, ce n-au făcut, ce urmează să facă pe mai departe. Ok, haideți să revenim, să mai vedem aici câteva aspecte interesante. Deci la partea de documentare, dezvoltatori, blockchain data world. Deci partea, zice să creezi lumea de blockchain, de date în blockchain cu ei. Deci poate avea un foarte mare potențial pentru că domeniul acesta de blockchain data este foarte, foarte interesant. În special marile companii, marile platforme, toate trebuie să aibă o foarte bună securitate și mai mult de atât asigure anumite aspecte foarte practice în ceea ce privește bazele de date.
ok, ce mai putem vedea noi aici? Indiferent dacă sunteți un utilizator al serviciului cu preț sau un creator al nodului Wink, sunteți întotdeauna bineveniți să vă lăsați comunități de dezvoltatori, să cooperați, colaborați cu noi. Tone Grid, portofel descentralizat, deci au creat și un Tron Link, un portofel descentralizat, folosește stocare locale a cheilor private, criptare algoritmul multistrat, foarte tare. Deci sunt multe, multe aspecte interesante. SunSwap, cea mai mare platformă națională descentralizată din Tron DeFi, unde puteți schimba orice token, da? Ce are partea și de DeFi, de descentralizare. Lucră și cu BitTorrent-ul, ce l-am văzut mai devreme. Sunt protocol comunicare pentru partajarea fișierelor. Foarte tare, da? Deci au și partea asta ca și parteneri, da? Poloniex, mulți cunoaștem despre Poloniex, este un exchange, da? uTorrent, foaia de parcurs, uitați, deci asta este de care vorbim, roadmap-ul respectiv, sunt foaia de parcurs, este important, vedem unde sunt, unde au ajuns, ce urmează să fac, sunt faza 1, Oracle, furnizare serviciului, apoi crearea de comunitate de dezvoltatori, formați ecosistem, construire un sistem de antifraudă, complet sistem de transmisie sigur, securitate, da? Creați o platformă de guvernare națională, aduceți mai multe cazuri de utilizare și realitate, deci partea de dezvoltare și implementare. Da, deci ca și proiect și mai ales bazat pe date, acum că noi vedem aici opțiunea cu China în chineză, probabil ar putea fi un proiect ceva ce izvorăște și au ca și resurse de acolo undeva, ceva asiatice. Da, și dacă ar fi să intrăm pe piață cu ei relativ la ceea ce avem aici, păi e bine, e bună intrarea și 95% da, e de achiziționat pe termen lung, desigur. E de achiziționat, putem avea surprize interesante cu linkul acesta, da? Și ne reamintim încă o dată, ne putem aici uita în aceste detalii față de ce era, față de acum. Avem 96% mai ieftin față de cum a fost cel mai sus, deci foarte mare potențial. Asta înseamnă de cel puțin 10 ori mai mult, mai ieftin putem să luăm, foarte tare. All time low, deci cum a crescut față de cel mai de jos până în sus, foarte tare. Bine, potențialul este, se poate minim X10, poate să ajungă pe termen lung cel puțin X100, X1000, fără probleme, fără probleme. Când zicem termen lung, vorbim între minim 2 ani, 3 ani și 5-7 ani. Da? Deci nu o chestiune. Acum unii când deja vor vedea X100, gata, au și vândut, cine are răbdare, zicem, să facă X1000 sau X10.000. Plus că la urmei depinde de fiecare. Ok, super. Bun, am văzut și acesta. Hai să trecem la următorul. Următorul, care ar mai fi fost Fight Out. Hai să vedem asta, Fight Out-ul. Fight Out, Fight Out. Fight Out. Fight Out. Hai să vedem. Da, acesta este Fight Out, din câte știu eu. Bun, aici ce ne spune la asta? Nu este încă integrat pe platformă, nu prea multe detalii aici. Hai să vedem aici, totuși. Poate aici avem mai multe. Fight Out. Fight Out ar fi ceva și nu prea. Da, sunt probabil unele dintre ele le găsim pe platforme descentralizate sau sub o altă formă. Crypto Fight Out, asta ar fi normal. Fight Club. Dacă este acesta, să vedem. Hai să scriem și aici Fight. Fight
Crypto Fight Club. Dar Fight Out, ce vedem acolo nu este ceva wow, super ok. Și dacă ar fi acesta, păi tot mai probabil ce a fost lansat, să înțeleg, nu e lansat de mult, încât îmi dau seama aici, 2021. Am mai zis ce vedem de genul acesta, nu prea e de atins, nu prea se știe în mare vreme ce se întâmplă, doar dacă studiem de aproape. Aici vorbește despre un club, apart from the rest, cu NFT-uri integrate, da, Pancake Swap, am mai zis noi povestea cu Pancake Swap, foarte multe scamuri acolo, un Pancake Swap, și atenție mare, iar ei avertizează lumea cei ce își cumpără token, în special ăștia noi, 90% din cazuri sunt, multe sunt, ăsta ar fi Fight Out. Bun, acum atenție, remarc o chestiune, nu distribuiți token care nici măcar nu sunt lansați, de aia nu-i găsesc. Deci acesta este un token, este ca un ICO, nu acesta este subiectul nostru. Deci acesta nici măcar nu poate fi numit altcoin. Atenție foarte mare, nu propuneți astfel de, nici nu știu cum să le numesc, atâta timp până când nu intră pe piață, nu avem ce să ne pierdem timpul. Acesta este un alt subiect, da? Și acest subiect de regulă în Stage 5 le tratăm în Digital Club United la Stage 5. Da? Deci nu suntem aici să tratăm noi proiecte ce urmează a fi integrate. Acolo sunt la Stage 5 și este un alt sistem de căutare mult mai avansat și mai aprofundat. Bine, deci m-am lămurit, de aceea unele nu le găsiți, pentru că ați propus să vedem anumiți tokeni sau criptomonede ce nici măcar încă nu sunt listate pe piață. Deci nu are sens să facem aceste lucruri în sesiunile acestea. În niciun caz. Acesta facem doar la pentru membrii Stage 5, da? Mai departe, dacă mai era ceva între timp și nu am văzut din sesiunile precedente, eventual mă voi uita în secțiunea comentarii, că au fost lăsate niște comentarii recente. Ok, super. Bun, voi verifica aici în comentarii, eventual să-i fac un. Super. Sau am putea continua pe mai departe pentru următoarea sesiune. Între timp voi partaja un CryptoBox. Imediat pregătesc să partajez un CryptoBox pentru această sesiune. Un CryptoBox. Ok, studiu pe altcoin, da, acesta este, deci ok, hai să vedem, hop, și aici, da, acesta este CryptoBox-ul pentru această sesiune, ce este special concepută pe partea de studiu de altcoin, partea a doua, da, deci introduceți acest CryptoBox. Membrii Digital Club United știu cum trebuie să facă, folosească platforma Binance. Există o funcționalitate specială în care puteți, integrând acest cod, puteți recupera un număr de criptomonede. Da? Vorbim despre BTTC-uri ce sunt distribuite, BitTorrent. Ok, super! Voi opri aici și partajul de ecran și sesiunea pentru seara aceasta. Dacă v-a plăcut și considerați că putem avea un foarte mare potențial pe termen lung pe partea aceasta de criptomonede, profitați la maxim, distribuiți cu contactul dumneavoastră, lăsați în comentarii ce alte criptomonede, lăsați în comentarii doriți să abordăm, să vedem, studiem performanța lor, posibilitatea lor, seriozitatea lor și mai mult decât atât, cei ce nu sunteți încă înregistrați, vă puteți înregistra, da? Vă puteți înregistra, avem linkurile respective. Dați și un subscribe la acest canal pentru a putea primi notificări automat și ținem aproape pentru o următoare sesiune. O seară excelentă vă doresc și pentru următoarea sesiune ne vedem cât de curând. Ciao, ciao!